merităm mai mult decât moartea și niciun loc mai bun decât iadul. Iertarea și neprihănirea se obțin într-un singur fel. Prin acceptarea lucrării mântuitoare pe care Hristos a realizat-o la cruce, în locul nostru. Spune 1 Ioan 2, 1-2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este ce? Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și numai pentru ale noastre. Și pentru a întregii lumi. Pentru că este imposibil să-i plăcem lui Dumnezeu în baza propriei neprihăniri. Dumnezeu ne consideră neprihăniți, drepți. Cum să se uite Dumnezeu la noi? Nu poate intra în părtășie cu păcătoșii. Sunt pe ce bază? Ne consideră drepți, neprihăniți prin credință. Și cel mai pasajul care explică cel mai clar este Romani, capitolul 3, la versetul 21. Ascultați. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos pentru toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată. Prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea denunciei iertării a Lui Dumnezeu pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să se potească neprihănit pe Cel ce crede în Iisus. Nimeni niciodată nu poate spera că Dumnezeu se va da altfel la el decât în baza neprihănirii lui Hristos. Dumnezeu ne socotește. Și astfel versetul 14. S-a coborât acasă socotit neprihănirii. Cel mai important este nu cum te vor vedea oamenii că mergi de la biserică, ci cum te socotește Dumnezeu. Neprihăniți când ne îmbrăcăm, când acceptăm prin credință neprihănirea pe care ne oferă Hristos. Ce înseamnă a fi drept? A fi neprihănit. A fi este un termen juridic. A fi dikaios este substantivul, da? A fi justificat, a fi declarat drept, a fi liber și scos de sub orice acuzație. Dumnezeu vrea să știe că din punct de vedere juridic, în ochii Lui, ești om drept și diavolul nu mai poate să îndrepte nicio acuzație. De aceea, Romani 5 cu 1 și 2. Fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Lui îi datorăm faptul că suntem în această stare de har. Slavă Lui! Amin. Datorită acestei neprihăniri, vameșul a plecat acasă iertat. Datorită acestei neprihăniri avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nimic împotriva oamenilor neprihăniți. Din potrivă! Doar că nu există oameni neprihăniți prin ei înșiși. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Nu omul se poate face neprihănit. Dumnezeu este Cel care îndreptățește. El ne poate declara drepți. Încheiem. Însă aș vrea să te întreb. Se spune, vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a coborât acasă neprihănit. Vedeți ce nu contează cum plecăm de aici? Cea mai importantă întrebare în această dimineață este aceasta. Și te-am adus în acest punct ca să te întreb. Tu cum pleci de aici? Pleci ca și fariseul sau ca și vameșul? Pleci amăgindu-te că există oameni mai răi decât tine? Că ai suficiente fapte? Că ai viața religioasă suficient de bună ca Dumnezeu să te placă? Sau vei înțelege ca și vameșul că ești păcătos? Îți vei recunoaște nefrednicia și că nimic bun nu locuiește în tine. Te vei bate oare la fel ca și el cu pumnii în piept? Spune, Doamne, dă-mi o inimă nouă. Doamne, schimbă-mi inima. Vei pleca acasă în păcat cu Dumnezeu în baza ispășirii pe care Hristos a obținut-o la cruce? Cum pleci de aici?
Haideți așa cum stăm să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu. Și este întrebarea la care mâine s-ar putea să nu mai ai ocazia să răspunzi. Dacă eu nu te provoc, am predicat degeaba. Ai stat înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, ca de atâtea ori. Și nu un om, ci Duhul lui Dumnezeu te întreabă, dragul meu, draga mea, cum pleci de aici? Tragedia este că fiecare duminică dimineața, din bisericile din România, sute de mii de oameni, poate milioane de oameni, pleacă ca și fariseul. La fel cum au venit. Aceleași păcate, aceleași probleme, aceeași viață murdară, aceeași viață dublă, aceeași viață bună în ochii lor, dar nepotrivită în ochii lui Dumnezeu. Oamenii sunt mai puțini. Care stau înaintea lui Dumnezeu și într-un moment al cercetării, neîndrăznind să-și ridice ochii în sus, se bat cu pumnii în piept. Îți spun, Dumnezeule, fie-ți milă de mine, păcătosul. Oameni care înțeleg oricât de buni sunt, în ochii lui Dumnezeu nu merită mai mult decât iadul și că păcătos este cuvântul care îi se potrivește cel mai bine. Vestea bună este că tocmai astfel de oameni pot pleca cu inima curată și socotiți drepți ochii lui Dumnezeu. Cum pleci de aici? Spune-i Domnului Iisus, Doamne Iisuse, eu sunt păcătosul. Îmbracă-mă în dreptatea Ta. Îmbracă-mă în neprienirea Ta. Chem sângele Domnului Iisus să facă de mine un om nou și să-mi dea o inimă nouă. Biblia spune că trebuie să nu te rușinezi de El. Și să ai curajul să-L mărturisești. Și stă cu capul plecat și ne rugăm. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, la altă treabă decât să plângi pentru oamenii care nu-L cunosc pe El. Cum pleci de aici? Este cineva care vrea să spună, eu plec cu inima curată. Eu plec cu viața spălată în sângele Domnului Iisus. Plec ca și vameșul. Plec om nou. Plec om curat. Plec om cu neprihănirea, cu dreptatea lui Dumnezeu. Acesta e biletul meu de intrare în Rai. Dacă este cineva, îl rog să aibă curajul să arate cu mâna ridicată. Că el pleacă ca un om nou. Pleacă ca și om schimbat. Este cineva? Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dacă mai este cineva, să nu fii singur care să pleci la fel. Este o tragedie să mergi cu inima la fel cum ai venit. Venirea în prezența lui Dumnezeu înseamnă punct cu viața de dinainte. Punct! Drumului păcatului. Ultima dată, dacă mai este cineva care vrea să se îmbrace cu neprihănirea lui Hristos, cum pleci de aici? Pleacă om nou. Arată cu mâna ridicată. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Slăviți să fie Domnul. Așa că se merită să se bovim puțin. Dacă mai este cineva, arată-i Domnului că pleci om nou. Că pleci altul. Nimeni nu te poate opri. Nici diavolul. Doar tu singur. Slăviți să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au urmat că pleacă de aici altfel. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă dorim în continuare binecuvântarea Domnului. Mai ascultăm două cântări. Cântate de formația continentală. Sau lacrimi.